Între timp, la Palatul Victoria este o ședință la această oră. Premierul demis lucrează împreună cu șeful DSU, Raed Arafat, la planul de măsuri restrictive pe care l-a cerut Klaus Iohannis. Cei doi vor merge cu documentul în ședința convocată la ora 17:30. Colega mea, Roxana Ciucă, este la guvern și vine cu informații de ultimă oră. Roxana, bună ziua! Bună ziua, Nadina, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem la guvern, așa cum prea bine vedeți. Așteptăm pentru că din moment în moment înțelegem că Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, trebuie să în Ministerul de Intern trebuie să ajungă aici la guvern pentru a pune la punct ultimele detalii referitoare la anumite măsuri, pentru că la ora 17:30 urmează să aibă loc o întâlnire. Klaus Iohannis a chemat mai multe persoane, Raed Arafat, Ministrul Sănătății, de asemenea Câțu. Cu toții vor trebui să aducă explicații în fața președintelui Klaus Iohannis vis-a-vis de această situație dezastroasă în care ne aflăm. Spuneam că se lucrează la măsuri, așteptăm cu real interes să vedem care vor fi noile măsuri, ce se mai ia, ce se mai pune și așa mai departe, cu care un pachet, un set de măsuri cu care se va merge la Klaus Iohannis. Urmărim îndeaproape desfășurarea acestor evenimente, așteptăm și ceva declarații și vom reveni cu detalii.